Neața Internațiune, azi e sfânta zi de vineri și voi tocmai vă luați doza de H! Salutare dragilor, e vineri, să dăm drumul dozei. Înainte să încep, vreau să vă spun că săptămâna viitoare, în București, pe Național Arena, se desfășoară meciul între România și Armenia, meciul de fotbal. Este pentru calificările, pentru Cupa Mondială, cred, nu? Ceva genul ăsta. Da. Și noi avem o lojă, doar a noastră, îi spune loja de H, și vreau să vă iau și pe voi cu noi la meci. Ca să vă scrieți în concurs, trebuie doar să dați share acestei doze pe Facebook. Atât. Adică să dați share de pe Facebook-ul Doza de H. Vă pun link în descriere, dați acolo, dați share la doză, eu mă lăsesc care a dat share, aleg pe cineva, biletul e valabil plus 1 și ne vedem la meci. Să fiți numai din București, asta e fals. Puteți să veniți în București, asta era ideea. Primul clip de astăzi e ceva mai vechi și eu abia săptămâna asta l-am văzut. E cu și despre un corb care a învățat să vorbească ca oamenii și mai mult poartă chiar o conversație cu oamenii. Daniel. Vero. Daniel. Vero. Daniel. Ce afacere facem? Ce îmi dai ca să te las o muști? Vero. Daniel. Ce îmi dai? Vero. Daniel. Vero. Daniel. Băiatul lui tata. Se pare că nu doar papagalii știu să imite oamenii. Și eu știam că, na, corbii ăștia sunt cele mai inteligente păsări, dar nu credeam că poate să ia locul unui papagal. Sau să claxoneze. Aici. Așa, aici, aici, aici sus. Relu, ce e tată? Ce e? Hai, pune-te aici sus. Aparent, pe păsăroi îl cheamă Relu și a învățat să imite ce aude în jur. În cazul ăsta, claxoane. Sigur, trăiește în București, pe Magheru. Dar oricum, asta trebuie să fie cea mai tare pasăre pe care am văzut-o în viața mea. Punct. Adică, la un moment dat, omul o întreabă ce faci și ea răspunde. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci, mă? Relu. Da, Relu. Haide, haide sus aici. Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci, mă? YouTube se dezvoltă din ce în ce mai bine în România și apar YouTuberi noi, alții dispar și tot așa. Iar un segment foarte popular pe acest site este make-up și lifestyle. Doamne și domnișoare care încearcă să vă învețe pe voi, fetele, cum să aplicați machiajul, cum să faceți un smokey eye sau un machiaj de seară. Însă nicio YouTuberiță nu ne-a învățat cum să ne demachiem corect. Până acum. Fetelor, demachiatul obligator seara. Vă demachiați. Dar cum? Luați ulei de măsline cu lapte, eu știu, doina sau lapte apidermin. Vreau să fac reclamă pentru că lapte apidermin pun eu, că albinuța știe ce strânge ea acolo curat pentru tenul nostru. Amestecați jumătate, cantitate de ulei de măsline și jumătate de lapte. Mergeți lângă chiuvetă. Aveți apă caldă, sper, luați un șervețel, masaj, să ridicați tot timpul aici, așa, dați cu laptele și iarăși, pentru că mi-a venit bine acum să vă mai arăt o dată pentru gușulița, care se formează chiar de la 30 de ani. Pentru gușulița, asta este, uite, una, două. Și duceți. Să aveți mâna foarte, foarte liberă, foarte degajată. Mâinile, da, degetele. Oholiu, asta e Irina Flogging. Și chestia asta merge dacă ți-o faci singur. Și dacă îl pui pe iubii să ți-o facă, se pune ca violență domestică. Și apropo de chestii ciudate, ce naiba e asta? Știu ce e. E niște găini. Sute de găini care zboară ca nebunele. Și unde dracu se duc?
L-o fi chemat Relu? 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 Și ce n-ar fluira ca disperatul? Păsările răspund la alt fel de sunet. Aici! Așa, aici, aici, aici sus! E clar, când claxonează Relu, înnebunesc toate puicuțele. Așa, aici, aici, aici sus! Și în toată nebunia asta și plin de adrenalină, un cocoșel acolo, dacă îl vedeți în fundal, ia o puicuță la o coțăială rapidă. Reluare competiție. Și păstând registrul cu păsări, vă mai arăt un clip. De data asta, un fel de ceremonie sau ritual dubios în care un cuplu trebuie să elibereze, simbolic sper, niște porumbei albi, să le dea drumul, să le elibereze, să știi, să-i elibereze pe porumbei. Simbolic, frumos, frumos. Porumbei albi, neprihăniți, puri. What's wrong? Aoleu, săraca porumbiță. A căzut ca un bolovan. Bă, s-o fi săturat și ea de viață și a spus, frate, gata, frate, nu mai are rost. Nu mai are rost, gata, nu mai zbor. Pentru ce? Ce sens mai are viața asta? Sau s-o fi întâlnit cu Relu și nu-și mai revenea, știi? Ha! Știi cum leșinau fetele la Michael Jackson? Păi așa leșină puicuțele la Relu. Ah, Relu! Și înainte de final, hai să vă arăt ceva spectaculos. Un camion care circulă pe autostradă cu bena ridicată. Ce se poate întâmpla? Ui, a luat semnul ăla cum a luat sorta pojară când a fost mică. Și aparent tipul mergea cu bena ridicată de ceva vreme, fiindcă avem clipuri cu oameni care încercau să-l oprească pe drum. Și nu știu dacă vă vine să credeți, dar ăsta nu este un caz izolat. Mai sunt șoferi de tir în lumea asta care se pare că merg cu bena ridicată. Păi dă-l și pe ăsta, de exemplu. Bă, nene, ce-i cu ăștia? Și-a luat toți permisul la Pitești? Uita-l prost! Și pentru flocoșenia săptămânii v-am găsit ceva de vară. Un pug care aparent este îndrăgostit de Despacito. Ca noi toți de altfel. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Înainte să închei, nu uitați să aruncați o geană peste canalul Cristinei Almășan, care a făcut un Q&A foarte interesant și cineva a spus dacă arată curul. Și a arătat. Nu cred că... Trebuie să dați click ca să vedeți despre ce e vorba. Iar Alex Ghiduș a făcut un clip cu Kid, care a ieșit foarte, foarte mișto. Sunt în mașină amândoi și e ca un fel de carpool karaoke. E foarte tare, linkul de asemenea este în descriere, cu plăcere. Și doza asta este sponsorizată de Tutu Boutique, o școală de balet din București, de lângă Cismigiu, unde atât tu, cât și verișorii, copiii, părinții sau bunicii tăi, puteți să învățați să dansați. Este pentru toate vârstele și dacă îți place să te miști sau să slăbești sau să înveți ceva dans nou, Tutu Boutique îți stă la dispoziție. Linkul în descriere. Săptămâna trecută vă întrebam voi la ce sunteți abonați. Dave J.P. spune, eu sunt abonat la portofelul lui tata. Mi-a plăcut asta. Iar Atonic spune, eu sunt abonat la Digi. Super, dar nu la aia mă refeream. Uite, uite, un comentariu care este on topic. De ce nu SBG? Zice, sunt abonat la un cârnat cu genericul de la McDonald's. Zaiafet. What? Horia, ce-au ăștia cu tine? Și dragilor, asta a fost doza pe săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să dați doza și altora și să-mi spuneți voi de ce sunteți îndrăgostiți. Lăsați în comentariile voastre, în secțiunea de comentarii. Eu sunt Mikey H, iar voi, ca în fiecare vineri, tocmai v-ați dat doza de H. Pa!
Ben ridicată!